Părul bine îngrijit este frumos. Dar există și reversul medaliei, când din ciuda faptul că ai îngrijești părul acesta nu ajunge niciodată la o formă perfectă. De cele mai multe ori faci una sau mai multe din aceste cele mai mari greșeli de îngrijire a părului. Evaluează-te și elimina aceste erori. 1. Nu exagera cu stilingul. Firele de parisi pierd din rezistența și se rup dacă le piepteni cu mișcare bruste, dacă nu ai răbdare să te descalcești părul, dacă zgari scalpul în loc să-l masezi atunci când te speli pe capitolul. Gândește-te numai cât de bruscat este părul tău când te duci la salon, pieptănat, spalat, uscat cu prosopul, apoi cu feonul, pieptănat cu diferite perii, tras de el în toate direcțiile, întins cu placa, tratat cu o mulțime de geluri, spume, spray 1.3 puncti. Dacă l-ai supune la aceste tratamente după fiecare spalare, părul s-ar pierde vitalitatea și rezistența naturală. Nu deveni dependentă de saloanele de coafură. Părul are nevoie de pauze în care să fie lăsat să respire, virgulă, fără zeci de produse care să-l încarce. Când îl îngrijești acasă, limitează-te la un singur produs de styling, fie spuma, fie gel, spray fixativ etc. De asemenea, vopsitul prea frecvent sau permanentul făcut prea des daunează părului. În niciun caz, aceste două procedee nu trebuie făcute în aceeași zi, este necesară o pauză de câteva săptămâni între ele. 2. Nu prinde părul prea strâns în coada. Părul strâns în coada nu trebuie să te dea dureri de cap. Elasticul și agrafele nu trebuie să fie rigide, fixate atât de adânc în păr, încât să le simți la orice mișcare a capului. Orice întinde firul de păr la maximum, îl face să cedeze și să se rupă, în cele din urmă. De asemenea, ai grijă la extensiile de păr, folosite în exces, pot duce la pierderea firului de păr cu tot cu rădăcina. 3. Nu folosi prea multe produse de hair styling. Dacă folosești prea mult gel de păr, spuma sau spray fixativ, părul nu se va aranja bine, unde nu mai pui capotii să te alegi și cu matrea ta de la prea multe chimicale. Nu este indicat nici să folosești mastii de păr în exces. Frumusețea părului vine din structura firului, iar pentru ca aceasta să fie sănătoasă, trebuie să folosești vitamine. Poți să-i furnizezi părului acest ajutor consumând, cu moderatie, alimentele potrivite.